Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și așa cum am promis, vom intra cu pași mici, cu modele simple, în tainele croșetului irlandez. De aceea aici pe birou în fața dumneavoastră am pus această revistă unde puteți vedea această minunată bluză creată în acest tip de croșet. Croșetul irlandez este foarte vechi. El datează din jurul anilor 1400, dar la jumătatea anilor 1800, când Irlanda trecea printr-o puternică criză financiară, economică, croșetul irlandez a devenit o sursă de venit pentru familiile din această țară. Inspirându-se după broderia venețiană, broderia cu acul, așa cum știți, sora Ursula și domnișoara Blanchardier au inventat acest tip de croșet. Croșetul irlandez se lucrează în fir foarte subțire de macrame și vom folosi croșete foarte mici, fie croșetul cu numărul 075, cum este acesta, fie croșetul cu numărul 1. Așa cum vă spuneam, voi începe cu cele mai simple flori. Astăzi vom lucra acest tip de floare. Vi se va părea că este neterminat pentru că nu am ascuns firul. Nu este adevărat. Floarea este terminată. Însă, după cum vedeți, și această bluză pare un puzzle pe care, unind între ele pesele, componente, îl vom finisa, vom termina acest puzzle cu ochiuri de lanț lucrate în croșet, bineînțeles. Acesta este unul dintre primele coșulețe pe care eu le-am lucrat. Și după cum vedeți, florile le-am unit între ele cu ochiuri de lanț. În același mod se lucrează și pentru a crea bluzițe. Putem decora cu acest tip de flori cultuce, putem decora marginea fețelor de mese, putem decora pâmblicuțe, sândăluțe pentru fetițe, se pot realiza gentuțe elegante, poșete elegante și unind între ele diferite tipuri de frunze, de flori, putem crea frumuseți, putem crea mileuri, coșulețe, așa cum ați văzut, lucruri care sunt diferite, lucruri care sunt foarte frumoase, mai ales prin finețea lor, pentru că croșetul irlandez, după cum vedeți, florile, chiar dacă vor avea 3-4 rânduri, vor rămâne întotdeauna plate, nu vor ieși în evidență, așa cum suntem noi obișnuite cu modul nostru de a croșeta. Aceasta este o frunză lucrată în acest tip de croșet. Încet, încet voi face scurte tutoriale în care voi prezenta lucrări la început mai simple și apoi din ce în ce mai complexe. După cum ați văzut foarte multe dintre dumneavoastră, doamna Anda Teculescu folosește foarte mult în lucrările ei această tehnică. Se pot crea și matonele, se pot crea cu ajutorul acestor matonele
așa cum vă spuneam, chiar fețe de culturce, coverturi, tot ceea ce doriți dumneavoastră. Așa cum v-am arătat, eu voi folosi firul de macrame, firul de Scoția cu numărul 5 și croșetul cu numărul 1 și vom începe cu cea mai simplă dintre flori care v-am prezentat-o deja. Deoarece în acest an, ca modă, este modă pentru vară, este ca pe costumele de baie să se aplice anumite tipuri de flori, de frunzulițe, a crea diferite modele. Cum în curând vom merge la mare, cine va merge la mare, bineînțeles, și dorește să fie în pas cu moda, poate lucra acest tip de croșet. Aceste flori le putem chiar decora cu mărgeluțe în funcție de preferințele noastre și, bineînțeles, pot fi lucrate și în culori diferite. Nu este obligatoriu să lucrăm doar cu culoarea albă. Dar noi astăzi vom începe și vom executa această floare. Voi iniția lucru. Voi face primul... primul ochi de bază și voi face un număr de 10 ochiuri de lanț pentru început. Sper ca acest nou mod de a filma să fie mult mai satisfăcător pentru dumneavoastră și să înțelegeți mai bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci am lucrat cele 10 ochiuri de lanț. Ne vom întoarce în primul ochi și vom închide cu picioruș alunecat. Și astfel am creat un cerc. După cum vedeți, în interiorul acestui cerc vom lucra un număr de 24 de piciorușe duble. Voi începe cu 3 ochiuri de lanț care va ține locul unui picioruș dublu, deci 3 ochiuri de lanț. Apoi voi lua odată firul pe croșet, voi intra în interiorul cercului, în același timp voi ține și capătul de fir, astfel îi vom da siguranță și, așa cum vă spuneam, vom lucra un total de 24 de piciorușe duble, ținând cont și de piciorușul de început. Deci am deja 3 piciorușe duble și voi continua în felul acesta lucrând un număr de 24 astfel de piciorușe. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu 24 piciorușe duble. Am lucrat cele 24 de piciorușe duble. Acum vom închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom închide cu piciorușul alunecat și vom continua lucrând un număr de 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. După ce am lucrat aceste 7 ochiuri de lanț, vom sări 3 piciorușe. 1, 2, 3. Și în cel de-al patrulea vom intra și vom face un picioruș scurt. O musculiță micuță aici. Așa.
Voi continua lucrând din nou 7 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri de lanț. Și din nou vom sări 3 piciorușe. 1, 2, 3. Vom intra în cel de-al patrulea și vom repeta aceeași operațiune. Deci voi face un picioruș scurt. Vom continua astfel, de jur împrejur, și vom crea 6 astfel de segmente, să le spunem, care vor fi baza petalelor florii pe care o vom executa. Deci avem 3, 4, 5, 6, cel de-al 7-lea ochi de lanț, vom sări din nou 3 piciorușe, vom intra în cel de-al 4-lea, vom închide cu picioruș scurt și vom continua. Noi ne vom întâlni la capătul rândului, unde vom avea un număr de 6 astfel de secvențe. Am lucrat ultimele 7 ochiuri de lanț. Acum voi închide rândul în corespondența primului picioruș de unde am început aceste mici arcuri formate din ochiurile de lanț. Voi închide cu picioruș alunecat și voi intra în interiorul primului arc. Voi lucra un picioruș scurt, după care voi lua de două ori firul pe croșet și voi intra din nou în interiorul acestuia, lucrând un picioruș dublu înalt pentru început. Deci am lucrat primul picioruș dublu înalt, după care voi continua lucrând piciorușe duble înalte, în total de 9. Deci fiecare petală va fi formată de 9 piciorușe duble înalte. Avem 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8. Acum voi face cel de-al 9-lea picioruș. După care vom face din nou un picioruș scurt. Astfel am creat prima petală din această floare. Vom trece în următorul arc format din ochiurile de lanț și voi face din nou pentru început un picioruș scurt, după care voi face din nou 9 piciorușe duble înalte. 1, 2, cel de-al 3-lea,
5. Și cer de-al nouălea, piciorul dublu înalt, și din nou voi lucra un picioruș scurt. Și astfel am creat cea de-a doua petală, după cum vedeți. Astfel vom lucra de jur împrejur. Noi ne vom întâlni la ultima petală. Am ajuns în punctul unde trebuie să lucrăm ultima petală. Am lucrat cele 9 piciorușe duble înalte. Voi face un picioruș scurt pentru a încheia penultima petală. Voi intra din nou în ultimul evantai format aici. Voi face un picioruș scurt și din nou un număr de 9 piciorușe duble înalte. Iar acum voi face ultimul picioruș dublu înalt. Piciorușul scurt cu care închidem și această petală și apoi vom închide totul între cele două petale. Picioruș alunecat vom scurta firul, așa cum vă spuneam la început, vom lăsa o bucățică de fir care ne va ajuta să unim florile între ele. Voi închide și uitați-vă că am realizat una dintre cele mai simple flori din croșetul irlandez. În timp voi veni cu diverse astfel de scurte tutoriale în care să vă prezint modul în care lucrăm diferite tipuri de flori, diferite tipuri de frunze, după cum vedeți și aici. Și, bineînțeles, nu voi renunța la amigurumi și voi începe și o serie de mileuri croșetate. Eu atât am vrut să vă prezint astăzi, dacă ceea ce am lucrat, dacă vă place, vă rog să dați un like, un share, să lăsați un comentariu.
mai ales să-mi spuneți dacă modul în care filmez acum este mult mai explicit și și puteți înțelege mai bine ceea ce eu lucrez. Vă mulțumesc din nou pentru atenție. Sunt Tatiana Andrieș și ne întâlnim foarte curând cu un nou tutorial. Revedere!